Un soldat al Armatei Naționale a fost rănit mortal în urma unei împușcături accidentale cu arma de foc în timpul executării serviciului de gardă la data de 12 iulie curent. Este vorba de al treilea caz de deces al unui soldat al Armatei Naționale într-o singură lună. Soldatul Mihail Ușurelu, anul nașterii 1994, din satul Dușmani, raionul Glodeni, a decedat la Spitalul Clinic Municipal din Bălți. Potrivit șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Vitalie Stoian, incidentul a avut loc în urma încălcării regulilor de securitate la îndeplinirea serviciului de gardă la unul din posturile Brigăzii 1 Infanterie Motorizată Moldova din municipiul Bălți. Soldatul a fost împușcat de un camarad. Soldatul Mihai Ușurelu, care era santinelă la postul 4, a părăsit postul, deplasându-se spre postul numărul 3. Caporalul de schimb somat santinelă să nu părăsească postul, dar ostașul nu a reacționat și a continuat deplasarea. La acest moment, fără comandă și într-un mod spontan, un militar din gardă a ieșit fără permisie din formație și a încărcat arma și fără somație a efectuat un foc în direcția soldatului Ușurelu. Ca rezultat, ostașul a căzut la pământ, sângerând regiunea abdomenului. Șeful Berzei a acordat primul ajutor. Aproximativ la 5 minute după incident, soldatul a fost transportat la Spitalul Clinic Militar Central, filiala Bălți. Ulterior, la 30 de minute după acordarea ajutorului medical, conducerea spitalului a transportat rănitul la Spitalul Clinic Municipal din localitate. În pofida tuturor măsurilor întreprinse de către medici, soldatul Mihai Ușurelu a decedat. Din constatările preventive ale medicilor, glonțul a pătruns în corp sub un punct de 45 de grade, de jos în sus, ceea ce arată că tragerea nu a fost efectuată direct în victimă. Comandamentul brigăzii a informat imediat pe linii de comandă și operative conducerea Armatei Naționale și Procuratura Militară. Soldatul a fost încorporat în serviciul militar în termen în ianuarie 2013. Procuratura militară a intentat un dosar penal și desfășoară o anchetă pe marginea acestui caz. Concomitent, o comisie specială a Ministerului Apărării efectuează o cercetare de serviciu asupra circumstanțelor incidentului. Pe data de 25 iunie, un alt soldat de 18 ani, Oleg Filipciuc, a fost găsit spânzurat în apropierea poligonului de la Bulboaca. Potrivit versiunii preliminare, acesta s-a sinucis. Pe data de 14 iunie, un militar prin contract al Armatei Naționale, care se afla în concediu medical, la Baștin a fost găsit strangulat lângă satul Cioara, raionul Hâncești. Corpul neînsuflețit al acestuia a fost găsit de un grup de copii. Militarul îndeplinea serviciul în cadrul regimentului rachete antiaeriene din anul 2012. În total, în ultimii 4 ani, Ministerul Apărării a trimis acasă în sicrie 8 soldați din Armata Națională. Aceste cazuri de deces, dar și o serie de scandaluri de corupție și abuzuri cu implicarea conducerii Ministerului Apărării, au stat la baza unei moțiuni simple pe numele ministrului Vitalie Marinuță, semnată de deputații comuniști. Aceștia au inițiat demiterea lui Marinuță din fotoliul de ministru al apărării. Ca să oprim această continuitate, cred că este de datoria și în special și altor colegi din alte partide să susțină moțiunea simplă. Stimați colegi, astăzi deja este evident că ministrul războiului Marinuță se ține cu dinții de fotoliul ministrului. Se ține în acest fotoliu chiar cu prețul și aruncând în cuptorul, în focul din cuptor, vieții omenești, distrugând sănătatea, aducând prejudiciu imaginii Republicii Moldova pe plan internațional, aducând război pe ministru. De ce? Având situația că ministrul nu dorește să depună demisia, ne adresăm către toți colegii din Parlament, toți deputații, indiferent de partidele care reprezintă. Considerăm datoria fiecărui deputat să susțină moțiunea examinată. Prin această susținere să conjugăm eforturile noastre comune, să oprim acest dezastru din domeniul apărării și să asigurăm legalitate în domeniul militar, să acționăm împreună în interesele cetățenilor, să asigurăm cetățenilor protecția vieții și sănătății. Stimați colegi, chiar dacă domnul Marinuță nu va pleca astăzi din funcție de ministru, va fi nevoit să plece în demisie împreună cu întreg guvern leancă. Însă majoritatea parlamentară, reprezentată de partidele de orientare democratică, nu au găsit nimic grav în infracțiunile și cazurile de deces care au avut loc în armată și la ministerul condus de Marinuța. Guvernarea a respins moțiunea de cenzură depusă de opoziție și Marinuța a fost păstrat în funcția de ministru al apărării.
Între timp, după cum a comunicat serviciul de presă al Departamentului Regional de Sud al Serviciului de Grăniceri al Ucrainei, grănicerii detașamentului din Kutuzov au reținut în regiunea Odessa un ostaș care a dezertat din armata Moldovei. Potrivit părții ucrainene, grănicerii au observat în preajma satului Veliko Komarovka un bărbat suspect care se îndrepta în Ucraina din direcția localității moldovenești Mălăiești. El nu avea acte, dar s-a identificat ca cetățean al Republicii Moldova. După cum au stabilit inspectorii, infractorul de frontieră a dezertat din una din unitățile militare din Moldova. Fugarul a fost întors în patrie. Parlamentul a încheiat sesiunea de primăvară-vară 2013 cu o serie de restanțe, a recunoscut astăzi la conferința de presă de totalizare speakerul Igor Corman. De vină, în opinia lui, este criza politică care s-a prelungit și care a blocat activitatea organului legislativ. Am trecut printr-o criză politică profundă, criză care ne-a consumat mult timp, multă energie. Speakerul a subliniat cu o deosebită satisfacție că Parlamentul Republicii Moldova nu are restanță față de Uniunea Europeană. Planul de obligațiuni asumate în fața Uniunii Europene este îndeplinit 100%. Asta pentru că Chișinăul oficial se pregătește de summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius. Noastră cunoașteți care sunt scopurile noastre, deci așteptăm la Vilnius să parafăm acordul de asociere, așteptăm la Vilnius ca Comisia Europeană să vină cu recomandarea către Parlamentul European și Consiliul European să ia decizia privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni și așteptăm ca până la sfârșitul anului 2014 deja să semnăm acordul și să avem această decizie cu mișcarea liberă a cetățenilor noștri în spațiul european. Dacă față de UE nu sunt restanțe, atunci în fața cetățenilor coaliția este repetentă. Corman a subliniat însă că deputații ar avea anumite circumstanțe atenuante. Restanța avem, în primul rând, dacă pornim de la faptul că am trecut printr-o criză politică câteva luni de zile, chiar vreo 4, care ne-a dus cu totul în altă parte și ceea ce am făcut noi acum, am făcut ca să ieșim fără restanță dacă vorbim de prioritățile guvernului. Pentru că guvernul a fost blocat în toată această situație de criză. Nu a putut să vină cu inițiative legislative și ca să-și desfășoare activitatea normal, deci noi am acordat atenție acum priorităților din partea guvernului. Dar restanță avem la tot pachetul de reforme care trebuie noi să-l promovăm, care îl așteaptă oamenii. Deci eu aici nu vorbesc de restanță în fața europenilor. Noi tot ne-am obișnuit de fiecare dată să vedem drept priorități ceea ce așteaptă europenii, reieșind din planul de acțiuni cu liberalizarea regimului de vize și așa mai departe. Aici restanțe noi nu avem, dar avem restanțe în fața oamenilor. Ei trebuie să vadă schimbarea în țară, trebuie să vadă că au o viață mai bună. Încă o restanță, potrivit speakerului, este încrederea generală a cetățenilor în instituția Parlamentului. Toate sondajele de opinie din ultima perioadă demonstrează o cădere bruscă a încrederii populației în organul legislativ suprem al țării. Deputații vor încerca să rezolve această problemă deja în sesiunea de toamnă-iarnă. Nu este exclus că asta se va întâmpla deja în noua clădire a Parlamentului, distrusă în timpul dezordinilor din aprilie 2009. În orice caz, Igor Corman speră că deputații vor reveni în clădirea Parlamentului până la finele anului. Fiecare deputat din Parlament va primi concediale în mărime de la 30 la 32.000 de lei, echivalentul a 9 salarii medii lunare. În această sumă sunt incluse salariul, premiile, precum și compensațiile pentru tratamente sanatoriale și balneare prevăzute pentru aleșii poporului. După ce în martie anul curent deputații și-au majorat salariile cu 7%, salariul lor lunar constituie mai mult de 9.000 de lei, fără a calcula și alte adaosuri sau premii. Însă unii deputați consideră acest salariu prea mic. În cadrul unei emisiuni televizate care a fost difuzată în ajun, liberal-reformatoarea Ana Guțu a numit actualul salariu al aleșilor poporului o rușine și a declarat că remunerarea muncii trebuie să fie mai mare. Nu e vorba de primă. Este vorba de salariu concediar, da. Și plus o indemnizație care a fost suplimentată, dar e salariu pe vară, adică așa cum primesc și profesorii și medicii și oricare alți. Nu cred că fiecare medic sau profesor primește 30.000 de lei pe vară. Sunt de acord că nu toți primesc acești bani, dar totodată vreau să spun că 30.000 de lei nu este niciun salariu pe o lună și jumătate a unui parlamentar din România și ei sunt 600, noi suntem 101. De ce nu trebuie să exagerăm dacă dorim să avem un parlament care să facă legi bune, să avem
deputați activi și să-și facă datoria pe cinste, trebuie să fie asigurate și salarii decente. Nu poate, să vă spun foarte sincer, salariul din Republica Moldova unui parlamentar, atunci când mă întreabă un coleg dintr-un stat membru al Uniunii, nici nu îl spun, fiindcă mi-este rușine. Acesta nu este nici pe departe ultimul caz, când aleșii poporului se îngrijesc de bunăstarea lor personală. De exemplu, acum câteva luni, liberal-democratul Vladimir Hotineanu a elaborat un proiect de lege cu privire la un nou mecanism de calculare a pensiei deputaților. Potrivit documentului, la calcularea pensiei trebuie să se țină cont nu doar de salariul mediu lunar în funcția de deputat, dar și de venitul mediu din activitatea științifică și pedagogică. Un adept activ al acestui proiect a fost și rămâne deputatul Ana Guțu. Ea s-a plâns atunci de viață grea și de atitudine discriminatorie față de deputați, care mai și predau pe undeva. Totodată, ea a amenințat că se va adresa la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului dacă Parlamentul va respinge inițiativa respectivă. Parlamentarii nu merită vacanță, cel puțin așa consideră participanții la un sondaj în stradă organizat de echipa Accent TV, care a solicitat cetățenilor să aprecieze activitatea organului legislativ. Eu думаю, что вообще оценки нету, потому что благосостояние народа не улучшилось. Никаких что-то нового они не придумали, они ушли все спокойно в отпуск, они решали только свои проблемы, как бы долго заседая, и не вижу, да и как бы и мой контингент, где я обращаюсь, то же самое говорят, что нет ощущения того, что о нас кто-то думает. Ниже удовлетворительного. Между плохо и очень плохо. Извините, больше мне нечего добавить. Ничего не сделали. Не то, что они не отработали, они ничего не сделали. И ушли на отдых. Они считают, что они устали. Они устали делить деньги. În toate aceste luni, Parlamentul doar a imitat că lucrează, consideră oamenii. Economia rămâne în declin, pensionarii continuă să supraviețuiască, corupția înflorește, iar majoritatea parlamentară adoptă legi doar în interesul personal. Economia țării nu a crescut în acest perioadă. Nici nu a schimbat pentru mine. Viața cum a fost, așa a rămas. Lucrurile schimbări nu am văzut. Ei joacă ca în jocul mafiei. Город засыпает, мафия просыпается, делает свои дела, засыпает. Кто-то не просыпается, кого-то отправляют домой, кого-то выгоняют. В общем, непонятная ситуация. Я видела только распри между собой, устраивание своих проблем и все. А что они сделали? Не знаю, только непонятка, только неопределенность и все. Да и обещание. Что все будет хорошо, а когда, не знаю. Им на народ наплевать. Вот я пошла и не смогла купить лекарства, потому что у меня нет денег. А они пошли отдыхать. Я надеюсь, что они уехали отдыхать далеко. În țară domină un haos absolut, iar faptul că legislatorii au lăsat toate treburile de stat în voia soartei și pleacă la odihnă, demonstrează încă o dată indiferența lor totală față de soarta țării și a poporului, consideră oamenii. Кто-то сейчас действительно хорошо отдыхает, а кто-то сейчас вот страдает, да, и пытается как-то выжить, да, выползти из той ямы, в которую нас загнало правительство. Все надеялись, что будут другие люди, придут и будет какой-то прогресс. Пришли те же люди, с той же programe, te же politici, ничего нova. Părerea mea că ar trebui să rezolvi ca o întrebări mai importante decât vacanța așa lungă. Eu așa zic, ca și orice gospodar când are mult de lucru, își scurtează vacanța. În ceea ce privește mărimea concedialelor oferite deputaților, aici comentariile populației sunt univoce. Iar declarația Anei Guțu că legislatorii au nevoie de salarii mai mari a turnat gaz pe foc și a stârnit nemulțumirea poporului. Это плевок пенсионерам, малоимущим, многодетным. В нам лицо плевок. Вот что я могу сказать. Ну, știm, котро să luăm, să facem bănuți, dar ei trăiesc în toate cele bune. Așa că eu cred că nu merită ei așa concediu și cu așa bani. Știți de ce? Puțin, fiindcă ei se învățați cu buzunari mari. Noi pensionerii de micul care îl avem, economisim și facem să ne ajungă. Dar este prins cu mult. Și pentru dânsul și asta e un nimic tot. Pentru noi sună 30.000 mult, dar pentru dânsul nu sună mult. Așa că nu-i de mirare. Toți acei care sunt deprinși cu buzunare mare, ce vor încă mai mult. Я проработала 42 года изо дня в день и имею пенсию 800 лей. И посчитайте 800 и рядом 30 тысяч. Есть разница? И он за 30 тысяч считает, что месяц ему мало? Если бабушка получает пенсию по 700 лет, 30 тысяч это мало, то это на 3 года пенсию кому-то.
а их 100 человек, то это, эти деньги можно тем же ветеранам раздать. Они живут, в, по-моему, практически по льготам, ни за что не платят, еще получают такие зарплаты. Я тоже хочу так работать. Пожалуйста, скажите, где можно выучиться на депутата? Я тоже туда хочу. Уамни сараси уми дилей премьес пенсии. Куми я ся пати срежка. Уом, спатяш квартира, штет смэнэнси. И я сану сгэндес. И тет, содосан отпуск, олуат бэнишор генишор. Сходиняска, к ну, лор нуля джуджи зарплата карео. Салифи дебени, салифи рушини. Какую должность они занимают, они должны получать такое по закону, такие отпускные. Это так. Но судя по тому, что они сделали, они их не заслужили, конечно. Вот в этом есть загвоздка. Свое имеют, отпуска все, а люди что имеют это? Они ничего этого не имеют. Вот так вот продают на тротуарах. Все из дома выносят, чтобы прожить жизнь. Они совсем не думают о своих людях, и те, которые их выбирали. Просто очень горько это осознавать, когда видишь и все сравниваешь, что было и что теперь. Очень горько. Astăzi a luat startul sesiunea suplimentară de BAC. În jur de 8.000 de elevi, ale căror lucrări au fost anulate de Comisia Națională de Examinare, vor încerca în următoarele zile să susțină repetat examenele. Potrivit Ministerului Educației, în acest sens au fost create 22 de centre de bacalaureat. Sesiunea suplimentară va dura până pe 19 iulie. Ministerul Educației anunță că examenele vor începe la ora 10 pentru a oferi timp suficient candidaților care vin din alte raioane. Primii care și-au testat din nou forțele au fost circa 500 de elevi Alolingvi, care au susținut examenul la limba și literatura română. Mâine va avea loc examenul la limba maternă, examenul la limba străină va avea loc la 17 iulie, la disciplina de profil și la obiectul la alegere vor avea loc pe 18 și 19 iulie. Sesiunea suplimentară este organizată pentru persoanele care, din motive obiective, nu s-au prezentat la examenele de bacalaureat în sesiunea de bază, precum și pentru candidații care au luat note insuficiente. Ei au dreptul să susțină repetat examenele respective. Sesiunea suplimentară este organizată în baza metodologiei aplicate în sesiunea de bază. Potrivit Ministerului Educației, rata medie de promovare la examenele de bază este de 58%, iar cele mai slabe rezultate s-au înregistrat la fizică și matematică. La matematică nu au trecut 40%, iar la fizică 34%, iar sesiunea din acest an a fost declarată ca cea mai slabă din ultimii ani. Un grup de cetățeni activi au organizat în fața ambasadei Franței o acțiune pașnică pro-familie și contra legalizării de către Parlamentul francez a căsătoriilor homosexuale și adopția de copii de către aceștia. Tinerii au scandat mai multe lozinci: opriți persecuțiile ideologice, nu cenzurii homosexuale, dictatura homosexuală, astăzi în Franța, mâine în Moldova. Ulterior, aceștia au transmis o scrisoare de solidaritate către ambasadorul Franței la Chișinău. Ne solidarizăm cu poporul francez, pentru care familia tradițională, formată dintr-un tată și o mamă, reprezintă o valoare supremă care luptă ca fiecare copil să se bucure de dreptul fundamental de a crește într-o familie tradițională. Condamnăm comportamentul autorităților franceze care au îngrădit abuziv dreptul cetățenilor francezi de a protesta public împotriva legalizării căsătoriilor homosexuale. Poliția franceză a dat dovadă de o agresivitate totalitaristă atunci când a atacat cu bastoane și gaze lacrimogene cetățenii. Condamnăm și suntem gata să opunem rezistență în limitele legii față de politica de instituire a unei dictaturi minoritare în Republica Moldova prin promovarea la nivel de stat a agendei homosexuale, mai ales după adoptarea pe 25 mai 2012 a legii antidiscriminare, au mai spus protestatarii. Mii de francezi au protestat la începutul verii față de legea care le permite persoanelor de același sex să se căsătorească, iar forțele de ordine au avut mai multe altercații cu protestatarii de dreapta. Poliția estimează că în jur de 150.000 de persoane au participat la protestul din Paris, în timp ce organizatorii afirmau pe contul lor de Twitter că au fost prezenți mai mult de 1.000.000 de oameni. Un protest similar care a avut loc în luna martie acestui an a atras în jur de 300.000 de protestatari. Noua lege a fost adoptată la sfârșitul lunii mai, Franța devenind cea de-a 14 țară din lume care legalizează căsătoriile între persoanele de același sex.
Capitala Islandei ar putea rupe relațiile de orașe înfrățite cu Moscova. Reykjavik, sau mai bine zis primarul acestui oraș, liderul așa numitului cel mai bun partid, actorul de comedie Jon Gnar, este foarte nemulțumit de poziția Rusiei în raport cu comunitatea de homosexuali. Gnar și apărătorii drepturilor omului au fost deranjați în special de legea care interzice propaganda relațiilor homosexuale în rândul copiilor, adoptată de autoritățile ruse și semnată de președintele Vladimir Putin. Potrivit legii, propaganda homosexualității în rândul copiilor va fi pedepsită cu o amendă de până la 100.000 de ruble pentru persoanele fizice și până la 1 milion pentru cele juridice. Primăria orașului Reykjavik consideră că aceste sancțiuni și interzicerea propagandei relațiilor sexuale netradiționale în rândul copiilor încalcă drepturile membrilor comunității gay. Ținând cont de faptul cum evoluează situația legată de drepturile gayilor, bisexualilor și transexualilor din Rusia, primăria și apărătorii drepturilor omului au propus asistentului edilului orașului să întrerupă acordul între cele două orașe după consultarea poziției Ministerului Afacerilor Externe. Primarul orașului Reykjavik, Jon Gnar, este renumit prin simpatia sa față de comunitatea homosexualilor. El deseori apărea la parade gay în rochie de femeie și machiat, exprimându-și sprijinul față de gay și lesbiene. În cadrul unui interviu oferit anul trecut, el a declarat că vrea în acest mod să dea un exemplu colegilor străini. Gnar deja a îndemnat Moscova să-și revizuiască poziția în raport cu gay și să permită desfășurarea paradei gay în capitala Rusiei. Dar odată ce propunerea sa nu a avut succes, acum el intenționează să rupă relațiile cu capitala Rusiei. Moscova și Reykjavik au devenit orașe înfrățite în anul 2007. Acordul semnat cu această ocazie prevede schimbul de informații și colaborarea în domeniile tineretului și familiei. O tânără de 21 de ani s-a înnecat ieri în iazul din satul Cărpineni, raionul Hâncești. Cei care au alertat salvatorii au fost martorii care au observat că fata, care intrase în apă de ceva timp, nu se mai întorcea la mal. Cadavrul victimei a fost recuperat azi dimineață, iar oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele în care s-a produs tragedia. Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale atenționează strict cetățenii să fie prudenți când merg la scăldat, pentru a nu-și pune viața în pericol. Scăldatul este indicat doar în spațiile speciale amenajate. În caz contrar, pot fi curenți de apă, gropi, nămol și pietre. Nu este recomandat scăldatul pe timp de noapte, în condiții de vânt, celor care nu pot înota și celor care au consumat băuturi alcoolice. Nu trebuie folosite pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scânduri și alte mijloace improvizate. Pentru a evita pericolul, nu este indicat să fie ignorate indicatoarele plutitoare de interzicere. De la începutul sezonului estival s-au înnecat 31 de persoane, dintre care 6 copii.